Deci asta, așa ca o, ca o chestiune de absurd total. Însă revin la întrebarea noastră, ce vom face până, efectiv, ieri, trebuie să recunosc lucrul ăsta, răspunsul meu era întotdeauna, nu mai avem aici în, în România o altă cale de atac. Asta mi-au spus avocații și cunosc, de fapt, și eu, cât de cât legislația, este ultima formă în care puteam să obținem dreptatea în acest caz. Iar la CEDOR merge că acolo sunt pe civil. Ei nu au jurisdicție pe penal. Nu poate să-i condamne la CEDOR. Și iar pentru bani, pentru, în fine, daune morale, materiale, nu, nu mă duc la CEDOR, că nu asta e scopul nostru. Însă un prieten bun, pe care l-ați văzut aici pe film, trebuie să îi spun numele, de ce nu, Gabriel Andreescu, disidentul care a făcut greva foamei pe vremea lui Ceaușescu. Și pentru vremea când scrisea scrisori la Europa Liberă și ea. Mi-a spus că trebuie neapărat să merg la CEDOR. Urmează să discut cu avocați, că mi-a prezentat o altă perspectivă și anume, de fapt, nu e vorba de avantaje financiare, de daune morale, că pot să cer un leu, un euro ca desfăcubire. Dar ca să fie condamnat statul român, ci poate să se redeschidă cauza. Deci poate că există, îmi pare rău că nu am apucat, efectiv asta e o chestiune recentă, ar fi trebuit să mă lămuresc mai bine în toți acești ani, dar încă o dată avocații, din punctul meu de vedere, credeam că nu mai există nicio cale, o să explorez alte căi și vedem dacă există, bineînțeles că o să mergem, încercăm să mergem mai departe. Pe de altă parte, merge mai departe pe cealaltă dosare. Când spunem, n-a fost nimeni, este de fapt dosarul Brașov, care este de 5 ani terfelit și ăsta, și-au bătut joc de el într-un Halfway House, sunt probe foarte solide în acel dosar, inclusiv torționarii cu nume și prenume care i-au scos pe brașovenii, care descriu torturile medievale oribile la care au fost supuși, sunt cunoscuți. I-am găsit eu, i-am văzut, adică în dosarele de la CNSA, sunt registrele de scoatere la anchetă. Și apar numele, inclusiv a ăstora, Codiș și Părvulescu, care i-au scos la anchetă, inclusiv noaptea, la anchetele la care cei doi, să spunem, martori care au venit la noi la instanță, dar mai sunt zeci de brașoveni torturați în acele zile și nopți, în noiembrie 87 și 88, torturați de aceiași torționari și zeci de alți securiști. Sunt printre noi. Poate că și asta e miza și de-aia e frica asta de a se rezolva aceste cazuri. Dosarul Brașov este în nelucrare, efectiv, de cel puțin 3 ani la secția specială pentru magistrați și procurori a parchetului general. Deci e o bătaie de joc cruntă și trebuie făcut ceva și în această direcție. Vom încerca să deselenim, să spunem, și acel dosar, să lucrăm cu cei de la Brașov, dar și cu alții, cei care au fost torturați la Iud, SLOMR, Revoluția, dosarul Revoluției, care e iarăși o bătaie de joc, o rușine încă și mai mare decât toate celelalte la un loc, fiindcă au fost acolo 1200 de morți, mii de răniți, mii de bătuți sălbatic, cu aceleași mijloace, cu aceleași metode, la Timișoara, începând de pe 16 până pe 19-20 decembrie, la București, aici, pe 21-22, la Jihlava, au fost uciși 50 de oameni în București, numai în seara, în noaptea aia, bătuți sute, sălbatic. Sunt crime împotriva umanității și cei care i-au bătut, trebuie să ajungă, trebuie să ne... Totuși, societatea care rămâne așa cu torționarii printre noi este toxică. Cum spuneam, datorăm viitoarea generație să se facă dreptate. Am o întrebare. Aici sus. Cum ați reușit să treceți peste aici? Peste intimidările astea și peste amânare? Adică e o lecție de anduranță, în primul rând, tot demersul ăsta. Unde ați găsit energia? Nu știu, cum ați reușit o chestie așa titanică? Iarăși,
e ceva care trebuia făcut, nu mi-am pus, efectiv nu mi-am pus problema că trebuie energie în plus, dar dacă e să mă gândesc acum, mă gândesc la mama, pur și simplu, care, dacă e așa, m-a ajutat, fiindcă știam că ea așteaptă să se facă dreptate. Dar, și din nefericire, n-am mai rezistat. Sunt întrebări. Mulțumim mult pentru eforturi și pentru efortul de a retransmite acest film. Aici, jos. Jos, deja. E acolo. Iertare, eu nu aud bine și... Ok. Mulțumim pentru efort. Vreau să vă ridicați. Mulțumim pentru eforturi și pentru efortul de a împărtăși acest film cu noi. Consider că memoria noastră colectivă e foarte importantă, la fel cum nici memoria pogromului de la Iași nu se păstrează și memoria altor tragedii. Și întrebarea mea este cum putem să sprijinim demersul dumneavoastră pe mai departe. Vă mulțumesc. Da, este adevărat că e vorba și de crimele celorlalte regim de dictatură și de totalitar anterior, care nu au fost rememorate cum ar fi trebuit. Vă mulțumesc, prezența dumneavoastră înseamnă foarte mult și până la urmă speranța este presiunea opiniei publice, mass mediei, să cerem cu toții să trezească acești magistrați care altfel n-ar fi făcut nimic. Vă spun sincer, poate că și filmul și exact ce au făcut ei, asta arată. Că fără presiunea mediatică, a opiniei publice, a societății civile, n-ar fi făcut nimic. Ar fi fost un dosar îngropat. Da, de ce credeți? E în continuare o frică? Până măcar este contramiza, doar faptul că sunt niște personali serviști care trebuie apărat sau se duce mai încolo? E foarte bună întrebare. Da, doamna Neagățea, că mi se răspundă. Eu personal pot să spun că am simțit că există frică, dar și o anumită conivență. Adică în instituții și în justiție, în toți acești ani am văzut oameni care păreau că folosesc limbajul și poate moștenirea securității, pur și simplu. Au fost lăsați în poziții cheie, iar acuna le e frică. Ați văzut până unor martori care erau de fapt milițieni, un tip foarte tari și curajoși, care au fost intimidați până acum. La înalta curte am văzut cu ochii mei cum martori erau intimidați chiar de instanță. Ați găsit jurnalul? Jurnalul a fost distrus, ați văzut. A făcut pușcărie, în fine, doar un an a făcut Grigorescu Iurgea. Acum, încerc să fac un sumar ca să pot să răspund mai la concret. Legat de infracțiunile împotriva umanității. Infracțiunile împotriva umanității sunt încălcări grave ale drepturilor omului asupra unei populații, asupra unui grup de oameni. Paradoxul este că 1900 de ofițeri de securitate verificați de CNSAS au fost declarați lucrători ai securității din 2008 până în prezent. Adică, ce înseamnă au fost declarați lucrători? Au încălcat drepturile omului. La cererea persoanelor care și-au studiat dosarele, s-au făcut aceste acțiuni în instanță. Și instanțele din România, 90% din cazuri, au spus că da, s-au încălcat drepturile omului. Și ajungem în 2019 și aflăm din gura unei judecătoare că nu a existat represiune sistematică în România și nu s-au încălcat drepturile omului sistematic. Și atunci celelalte instanțe care au dat aceste soluții, încadrând peste 1800 de persoane la categoria angajației securității care au încălcat drepturile omului, înseamnă că au greșit. Adică suntem într-o situație aberantă, kafkiană, cum s-a spus și în film. Nu putem să ajungem la nivelul acesta de analiză și înțelegerea ceea ce am trăit, nu cu mult timp în urmă. S-au făcut sau nu s-au făcut crime împotriva umanității în anii 70-80? S-au făcut, acesta este răspunsul. Așteptăm luciditatea unei judecătoare sau unui complet care să admită lucrul ăsta. Dacă statistic avem 1900 de pronunțări favorabile, individuale, pe încălcări ale drepturilor omului,
Aceste lucruri s-au dat parchetului. S-a construit